La aeroportul Otopeni, copiii au învățat mai întâi lecția răbdării. Au stat la o coadă lungă pentru a putea urca într-o aeronavă. În așteptare, unii au dat o tură cu propriul avion. Mi-aș dori să spor o dată. Mi-a plăcut foarte mult și dorința mea este să mă fac pilot. Dar omul a fost luat prin surprindere de numărul uriaș de vizitatori. Ca atare, la ora 11, oficialii acestei companii au decis să pună la dispoziția publicului și o a doua aeronavă. Curiozitatea și bucuria copiilor au fost greu de stăvilit, iar numărul mare de vizitatori le-a dat idei celor de la Tarom. Cu siguranță se impune să repetăm acest eveniment. Următoarea e ocazie. Eduard are 10 ani și este fascinat de zbor de când se știe. Are microbul de la tatăl lui. Avem la țară, la noi, o pistă unde aterizăm și decolăm. Ai avionul tău? Da. Și mergem pe la bunici. E super tare. La fel ca el, au venit la aerodromul din Craiova mii de copii care visează să devină cândva aviatori. La Cluj, copiii au fost fascinați de acrobații, elicoptere și mai ales de desenele de pe cer. Cea mai frumoasă inimă care a fost plasată astăzi pe cer. Ce ți-a plăcut cel mai mult la avioană? Când au mers pe cer și au făcut acea inimioară. Acrobațiile, când pilotul oprește motorul. Organizatorii speră ca printre micuții spectatori să fie și viitorii piloți și parașutiști, sportivi, profesioniști sau amatori. Vrei și tu să fii pilot când o să fii mare? Da. Copiii pasionați de zbor așteaptă acum următoarea ocazie să se bucure de acrobații și să urce la bordul unor aeronave adevărate.